prieteni pedeliști, adică se gândeau cum să mai facem noi masocării. Să le mai dăm la ăștia, că uite, partidul începe să devină neliniștit, dar le mai dăm așa, un pișcote, un fursec, un ceva. Superb. Hai să vă citesc, bravo. Deci, ca să știți, dacă sunteți tine și aveți spirit de inițiativă, Boc pregătește 1 milion de euro să îi cheltuiască pe inițiativa voastră. Așa, apropo de Boc, și după aia mă întorc la doamna Udrea Boc, eu citesc de pe money.ro. Știți că întreagă discuția aia cu compania Petromedia, cu rafineria. Am vorbit despre rafineria aia, dar nu de ieri de azi, de 6 ani de când fac emisiunea asta. Despre Patriciu, nu mai iau de la capă, nici nu mai fac recapitulare pentru cei care au senzația că e pentru prima dată când pomenesc numele ăsta, nu mai are sens. Ideea e că acum e o întreagă modă, zici, domne, dacă dădea Patriciu,